Florentin, cum ți s-a părut debutul lui Dorin, lui Rotariu? Sincer să fiu, mă așteptam la mult mai mult de la el. Se vede că a trecut printr-o perioadă în care jocurile în picioare nu a avut constanță, nu a avut prospețime. Se vede că lipsa jocurilor l-a tras un pic înapoi, dar încă o dată eu merg pe mâna lui, merg pe o revenire mult mai rapidă. Nu, că nu, acum că știi cum e, nu facem analiză ce va fi. Cum ți s-a părut aseară? Că despre asta discutăm la concret. Slăbuț mi s-a părut. Aș fi vrut, încă o dată spun, mult mai multe de la el. Mai ales că joacă la un club cu pretenții, un club care nu te așteaptă de pe zi pe alta. Probabil că la meciurile viitoare va juca mai bine decât a făcut-o aseară. Previzibilă schimbarea la pauză? Crezi că l-a afectat sau știe și Rotariu unde s-a dus? Eu cred că știe unde s-a dus, că de-aia a acceptat acolo. V-am spus de data trecută că psihic el este destul de bine pregătit, cu toate că îl vor aștepta vremuri grele acolo. Îi va fi greu. Concurența este mare și, bineînțeles, dacă nu dă randament rapid, cu siguranță lucrurile se vor complica pentru el. Da, ai văzut ce a zis, sau nu știu dacă știi că erai pe drum, Gigi a zis astăzi că probabil va fi folosit Vârf la următorul meci. O să joace cu Băluță în dreapta și cu el Vârf. Crezi că se va descurca ca și Vârf? Noi când l-am debutat la Dinamo, prima dată când a venit, noi Vârf l-am debutat. Uh-huh. Avea niște calități încă de mic de atacant. Pe noi ne-a mulțumit, a jucat bine, a dat goluri și eu cred că tot acolo este locul. Pentru că are simțul porții, driblează rapid pe spațiu mic, simte jocul, ați văzut că și pasa, de exemplu, pe care i-a dat-o în companie aseară de la lăsat singur cu portarul, adică calități are, dar probabil încă nu-și găsește busola. Am înțeles. Apropo, scurt așa, cum vi s-a părut Rotariu? Că n-am apucat să discutăm. Păi n-a făcut un meci rău, a avut câteva acțiuni, l-au citit jucătorii că dribează mult pe stângul, dar a avut acea pasă de geniu, l-a lăsat pe companie. Da, dar companie, ai văzut cum trage companie la poartă cu stângul? Cu crosa. Deci nu lovește mingea asta, dă cu cross așa, într-o parte lateral. Dar nu zici demarcarea care o face și ajunge acolo? Păi ce demarcare? Păi vezi, asta e calitatea lui, mișcarea care o face. Rotariu modest. Da. Modest, dar are circunstanțe. Face o săptămână antrenament cu echipa, ai primul meci oficial, vine după o perioadă de inactivitate, dar am întrebat acolo, să știi, și toată lumea chiar vorbește la super, la antrenamente. Da, am înțeles. Vorbește la superlativ. Andrei. Într-un context normal, un debut normal, cu bune, cu mai puțin bune. Și mie mi s-a un debut normal, nu mă așteptam la altceva. În contextul FCSV, groaznic. Da. 45 de minute, trebuia să dai un gol, două, trei pasă asisturi. De gol. Da, o foarfecă. Păi pasă, da, dar n-a avut cine. Zii, Andrei, o foarfecă. O foarfecă, ce? Adică trebuia să vezi, adică să arăți. Nu contează că n-ai mai jucat din mai, nu contează că ai 7-8 zile de pregătire. Trebuia să iei să driblezi toți jucătorii de la cap la coadă, nu? Cel puțin o dată. În acest context. Da. Dar altfel, na, e un...